trebuie să nu lipsească toate, ca să spun. Și Piro. Și Piro. Dacă îi dai idei. Mai sunt și un jucător mari cu care a jucat în Italia. Hai să vă spun, a jucat la Inter. A jucat la Inter, nu? A jucat la... Hai să vă spun, a jucat la Parma. A jucat la Juventus. A jucat la Chelsea. A jucat la Fiorentina. Am două visare. Tot ce e mai bun și tot ce noi credem că poate să inspire tinerii noștri și poate să ofere show-ul pe care noi îl dorim. Mai dați-ne niște nume, două, trei. Mai scoate-ți bine. Urmează. Sunt curios, când te uiți la un match internațional, este vreo vedetă cu care te identifici, care ți-aduce aminte numai ca stil de joc, ca stil pe de-a întregul, având în vedere că și la tine a fost mereu vorba și de activitate extrasportivă, nu știu, Dembele se juca pe calculator, Neymar are stilul lui. Este vreo unul care ți-aduce aminte de tine când erai în pârd de formă? Nu m-am gândit, dar îți promit că următoarea dată când ne vedem o să spun ce de nou, o să mă gândesc, că nu m-am gândit la acel lucru. Din 365 de zile, 315 profesioniști, 50 îți mai permiți să mai faci altceva, pentru că altfel nu ești om. În momentul ăsta... Am fost să zic pe săptămână, cred că n-am fost mai bun. În momentul ăsta tu îți vezi drumul exclusiv ca antrenor sau... În momentul ăsta e ceva mult mai diferit, acest lux, da, face, da, la o zi la mea pe săptămână, nu mai permit, pentru că... A fi antrenor, 24 de ore de muncă și de concentrare și de gânduri și așa mai departe, mai mult o muncă mentală decât fizică. Bun, dar ăsta-i drumul pe care cu certitudine ți-l vezi în momentul ăsta, pentru că păreau și alte posturi să te prindă, nu știu, de manager sportiv, director sportiv. Păi am fost director general, președinte la Dinamo, am fost manager operațional, posturi frumoase, dar fără nimic interesant pentru mine, pentru că de aceea am și renunțat, că nu ar fi fost importante sau că nu mi-a făcut plăcere să lucrez sau să fiu în acea funcție. Dar e ceva care nu mă făcea fericit, e ceva care nu simțeam că nu sunt eu, să stau la birou, să iau, să spun așa, un caracter mai artistic, îmi place să fac lucruri, să obțin lucruri, îmi place să fac adrenalina. Chiar vorbeam cu niște prieteni, chiar în momentul ăsta, când jucătorii mi-au dau gol, echipa mea îmi scrie, parcă am scris eu, mai la ceva de aminte și retrez la anumite situații. Deci, ăsta sunt eu. Nu? Iar atunci când ai aceste sentimente înăuntru, trebuie să faci ceea ce, sau pentru ce ai fost născut, să faci. Care e modelul de antrenor care te inspiră, domnul să stai cel mai mult? Siguranța am luat câte ceva de la fiecare, la Pradele, Capello, Edicti, Mourinho, Ranieri, toți acești prenume m-au antrenat. Am fost în Italia, am stat 10 zile cu Maurizio Sarri și mi-a plăcut foarte mult. Am fost în Napoli, am stat 7 zile cu Pep Guardiola și mi-a făcut foarte mult. E și Maurizio Pochettino, cu care face lucruri interesante. Ideea nu e de a copia, pentru că nu copii chiar nu e de niciodată bine. Și să vede că e forțat și nu ți iese niciodată. Acești oameni au ceva unic și nu poți să fii ca ei. Ideea e să-ți formezi filozofia ta ca antrenor, să ai convingerile tale, să știi să fii un pedagog bun, un psiholog bun, important de fi clar că transmiți un mesaj, pentru că a transmite, trebuie să spui ce vrei de la ei și cum. Și ceea ce faci pentru cum îi antrenezi. Cum e munca? Ești un antrenor permisiv, adică mai... Treci cu vederea că te-ai scapat de a fi un jucător? Primul, ce-am învățat de la antrenor, pentru că nu știu, sper că să am șansa să vă demonstrez cât mai curat de cum sunt, dar e răbdarea. Răbdarea, învățat. Și da, sunt care trec cu vederea pentru că înțeleg anumite lucruri. Cum e munca ta la Arabia? Acolo sunt o serie de factori pe care aici nu îi întâlnești, temperaturile, religia, poate unii se roagă de 5 ori pe zi postul, Ramadan. M-am obișnuit, nu e ceva, poate mai puțin căldura. Că până luna aceasta, până în octombrie, a fost foarte cald. Dar faptul că ei se roagă nu mă deranjează chiar.
apreciez ceea ce fac pentru că sunt, au acest atașament în față de religia. Mă gândeam să nu, cu orele de antrenament să nu... Orele de antrenament sunt în funcție și de, de rugăciune. Iar ultima, acum e la 6 și un pic, nu ultima, acum, dar penultima. La 6 și un pic, iar noi începem la 7. Tot timpul după rugăciune. E momentul potrivit pentru apropiere de Liga 1, având în vedere că nu știu cât de des s-a întâmplat, să avem atâția din, știu eu, generația de aur, avem Viorel Moldovan, Hagi Petrescu, Pițurcă, adică ar fi un moment propice să intri și tu în schema... Da, am răbdare, am răbdare. Momentul propice e atunci când ai o șansă într-o care trebuie să crezi. Să intru așa cum am intrat la voluntar, doar ca să intru... Bine că am salvat echipa, că dacă nu începeam ca antrenor, prea bine. Și poate era greu de regresat pe parcurs, dar am învățat să am răbdare și să analizez anumite lucruri și să încerc să iau decizie cea mai bună. Dar s-a făcut un pol de antrenor la Universitatea Cluj, aia ceva, să încerc în timpul în condițiile de aici, sau ce ar trebui... Păi, condițiile de aici sunt extraordinare. Doar pentru sala asta aș veni. Întreabă pe Lobonță și el a fost antrenor. Da, Lobonță. Eu cred că l-am vorbit la atunci, pe părerea mea, a făcut o treabă. Cu Laurențiu Reghenca mai ții legătura? Da. Bănuiesc că sunteți destul de apropiați. E la un pas să fie demis, sau cel puțin asta, spun ziarele. Da, nu trecem într-o perioadă extraordinară. A avut și meciurile cel mai grele de campionat. Au jucat cu Alain, au jucat cu Al-Nassr, Alain. Așa, echipe foarte bune, primele 5 toate. Și acum au și campion la Sharjah, deci riscă. Eu sper că este un antrenor foarte bun și sper să nu se întâmple acest lucru, dar cum ar fi normal, în 4 meciuri, ținând cont de ce meciuri sunt, că nu ar trebui să aibă probleme, pentru că, într-adevăr, a avut un program care nu l-a avantajat. În Liga 1, o singură echipă mai joacă în cupele europene. E trist că s-a ajuns așa? Păi dacă nu ne implicăm, nu s-au luat nici pe aia. Iar ca să vă răspund la întrebarea cu Cluj, dacă anumite persoane importante s-ar implica, de ce? Pentru că e păcat pentru cea de țări, că nu și echipă, în afară de CFR, adică ar fi, în afară de Steaua Dinamo, ar fi și Cluj și CFR, derby, foarte tare. Și e păcat pentru o Cluj care e emblema orașului. Să prind un jucător calibrist. Să dau o zice cu mine? Da. Păi, cam jucăm același post. Sau uite că ziceam, îți aduce aminte de tine acum, pentru că pare foarte... Nu, no, Ribery a venit spre sfârșit, sau el a spre sfârșitul carierei. Dacă m-ar fi prins la Fiorentina în acea perioadă, cu siguranță aș sta pe banca de rezervă, ca momentul ăsta. Sau ar juca pe partea dreaptă. Deci dacă mai sunt de copii, de tineri, uitându-te la cariera ta, îți anumite lucruri care le-ai transmite tinerilor care fac sport, anumite greșeli pe care să nu le facă? Prin prisma propriei tale experiențe. Greșeli nu fac asta, nu, adică să le identific, care ar fi greșelile, nu cred că, pentru că tipe depinde de la persoană, de la persoană, de la persoană, de la persoană. Pot să le dau sfaturi pentru că am ajuns la un nivel în care am experiență, refer la sport, nu la ceva, am experiență în fotbal. Am trecut până la anumite perioade grele, din care am ieșit cu brio și care mi-au transformat caracterul într-unul și mai puternic. Aș putea să le spun ce fac. De fapt, despre asta vorbesc, dacă vreți să auziți de niciodată. Despre acest lucru, aceste două puncte le voi atinge pentru...